Introduse în sistem încă din vara anului 2012, rețetele electronice au devenit obligatorii de la 1 ianuarie, astfel că odată cu trecerea în noul an se eliberează numai rețete pe suport informatic on sau offline. Farmaciștii vor onora totuși rețetele de mână completate de medicii de familie în ultima lună a anului trecut, acestea urmând a avea o valabilitate de 30 de zile. Se aplică de la data de 1 ianuarie obligativitatea rețetelor electronice, adică de la data de 1 ianuarie 2013, furnizorii de servicii medicale vor elibera numai și numai rețete electronice, online sau offline. Farmaciștii buzoieni s-au obișnuit deja cu noile formulare de prescripție medicală, singurele probleme fiind întâmpinate în momentul transmiterii datelor către Casa Națională pentru Asigurări de Sănătate, din cauza blocării sistemelor informatice. Totodată aceștia au cunoștință de faptul că trebuie să onoreze și prescripțiile medicale eliberate în decembrie 2012. Nici pacienții buzoieni nu sunt străini de procurarea medicamentelor cu ajutorul noilor rețete, cei mai mulți dintre ei obișnuindu-se deja cu noul sistem. Rețeta electronică merge ca și în luna decembrie. Avem probleme cu transmiterea datelor la București. Funcționează SIU București, funcționează așa, cu întreruperi. Eliberăm rețetele obișnuite și din luna decembrie, pentru că ele sunt valabile 30 de zile și sperăm să fie bine. Pacienții sunt obișnuiți. Pacienții de luni de zile știu ce înseamnă rețeta electronică, știu ce trebuie să completeze, nu avem probleme cu pacienții și nici cu cadrele medicale, cu medicii, totul e bine. Sistemul rețetelor electronice oferă raportări prin care CNAS poate verifica dacă prescripțiile doctorilor au concordanță cu ce se eliberează în farmacii, mai ales în cazul medicamentelor compensate. De asemenea, rețeta electronică vine și în ajutorul medicilor, reducând riscul erorilor de prescriere.